vreau să mai cer tomate. De ce nu vreau? Am dat explicații, dar timpul ăla că vin mesajele confirmă și că... Să o să mă repet pentru un lucru care știe deja. Să aici. Așa se spune, că așa spuneai și tu, dar stai liniștit dacă te deranjezi, nu mai te deranjezi. Ce mi-ai zis că mă deranjezi? Păi și că asta uite. Păi sunt aici. Păi știam că ești departe? Dar nu ai o problemă? Dar n-am nicio problemă. Nu scăr capa mine. Dar n-am nicio problemă. Nu ți-am zis că făcut nimic. Ba da, te răstești la mine. Unde m-am răstit? Ți-am zis. Păi știam spus, sunt aici. Sunt aici. Păi unde vrei să vin? Mai aproape, am întins gura să sărut. Păi da, și-o tocmai n-a să venim după ce ai țipat. Păi și-am venit să sărut și n-ai reacționat. Păi nu mai fac că ai țipat voi înainte. Acum o să mă f***ing creier cu melodia asta în continuu? Nu, ce-am mai cântat până acolo? Da, și mai înainte. Mamă, frate, dar tu când auzi să-l rămân în cap, dar n-am vrut, nici nimeni nu s-a mai apărut. Păi eu scântam. N-am vrut, am vrut. Dar nu ție. De Dumnezeu să te afectezi pe tine, ce vreau să-i ceva să fac. O să te f***i în creier, numai așa. Dar nu mi-a spus nimic, Andrei. Bine. Și nu ai voie. Păi mai sunt azi 3 ori până, tot aia mă f***i în creier. Am cântat rămas în creier. Nu, mai înainte și mai înainte. Tot acolo ți-a rămas gândul. Mi-am cer scuze, frate. Dar n-ai pentru ce să cer scuze. Nu-ți mai cânt nimic. Ești normal. Niciodată. Nu vreau să-mi cer. Păi și ți-am zis eu ceva? Dar pentru ce să-ți cer scuze? Pentru că te superi tu. Unde m-am supărat? Ce uite ai? Cum faci. Că nu ești păi așa, mă disperi. Nu mai fi disperat. Păi tu ești disperată. Păi nu ți-am zis nimic. Ea putea să bucure în altul. Aoleu, uite iubitul, pleca la concert. Exact. Am, uite, bine, bravo. Bine și cântărețul ăla, uite da, și da, cântă mișto. Dar nu te duci că vine în discuții deloc. Nu. Ea a dat-o că mamă, bine ăla, plec, vine ăla, la concert. Vine ăla, plecăm, îl văd pe ăla și o văd pe mama. Da. Atâta a zis. Eu nu mai eram. Păi da, dar era normal că erai și cum tu implicat. Dacă de fiecare dată eu am spus, eu vreau să câștig pentru tine, eu vreau să ieșim amândoi. Ea mereu în discuție a spus numai așa. Eu când ies afară, vreau să mă plimb cu mama, vreau să mă plimb cu unchiul, vreau să mă plimb cu prietenele mele. Eu nu eram niciodată. Și eu când vorbeam ziceam, iubi, abia aștept să ieșim afară, să-ți cumpăr tot ce vrei, noi. Să fac orice că bine. Ea nu ea nu-l punea pe el, adică trebuia să ducă el că ieși rău în ecuație, dar e mai plăcut când ți-auzi tu numele, că te bagă și pe tine acolo. Păi tocmai, păi te tocmai. Te simți mai bine când te-auzi tu în ecuație. Păi eu de asta o și pun în ecuație mereu. Mireasă pe